Dacă v-ar întreba cineva despre Apostolul Pavel, vis-a-vis de predicile lui, ce-ați spune, că predica scurt sau lung? Dacă v-ați gândit să răspundeți lung, atunci mă gândesc cum să împăcăm ceea ce spune el, că uneori ar vrea mai bine 5 cuvinte înțelese decât să vorbească lung. Până vă gândiți la răspuns, să vă aduc câteva informări pentru rugăciune și pentru acțiune. V-ați rugat și ați dăruit pentru Cuba, inițial containerul cu alimente trebuia să ajungă în 23 decembrie. Din cauza a tot ce se întâmplă prin porturile lumii și în transportul marin, ultima informație este că va ajunge acolo în 2 februarie. Dumnezeu să binecuvinteze transportul în continuare și să facă să fie de folos celor care vor ajunge acolo. Bănuiesc că v-ați rugat, dacă am împărtășit cu voi, pentru intenția noastră de a face o ieșire în Coreea de Nord cu niște medici creștini. Am depus o scrisoare de intenție la Ambasada Republicii Democrate Coreene. Așteptăm mila lui Dumnezeu să hotărască El ce și când. Mulțumim lui Dumnezeu pentru vremul de libertate, dar continuăm să ne rugăm pentru cei care nu se bucură ca noi în libertate. Sunt frați și surori de ai noștri aproape de noi și departe de noi. Să nu uităm să ne rugăm pentru cei care sunt persecutați, pentru cei care sunt prigoniți. Apostolul spune, ca și cum ați fi voi acolo. Nu știm ce am face dacă am fi noi în astfel de situație, dar măcar să ne rugăm pentru ei. Ne rugăm pentru misiunea de departe, dar ne rugăm și pentru misiunea de aproape, Republica Moldova, Ucraina, alte țări. Numele Domnului să fie binecuvântat și apreciez când vă rugați și dacă Domnul vă pune pe inimă să faceți ceva mai mult decât rugăciunea, ascultați de El. Mă gândeam la ceea ce spune Apostolul Pavel, nu înseamnă că este așa cum zic eu, dar o să fie așa cum zic eu la ce fac eu în dimineața aceasta, că putea fi și varianta 5 cuvinte să fie 5 puncte în predică și apoi să folosească câteva mii de cuvinte să le explice pe cele 5 puncte. Cam asta o să fie varianta mea în dimineața aceasta. Eu o să încerc să vă amintesc 5 cuvinte și apoi nu știu câte mii sau mai mult sau mai puțin voi folosi în dimineața aceasta ca să reținem cele 5 cuvinte. O să-i rog și pe cei din departamentul media dacă vor să ne ajute să scrie cele 5 cuvinte, le vor auzi la vremea potrivită, chiar foarte repede, primul cuvânt, pentru că în dimineața aceasta voi rămâne la pasajul care a fost citit, care este în program, Apocalipsa, capitolul 2. Îmi place cartea Apocalipsa din multe puncte de vedere. În dimineața aceasta o să privesc la ea ca la o comunicare din partea Mirelui cu Mireasa lui, o comunicare din partea împăratului cu cei din împărăție, comunicare din partea păstorului cu cei păstoriți, indiferent cum doriți dumneavoastră. Și ca să trec foarte repede la primul punct care aș vrea să apară pe ecran ar fi apreciați. Apreciați. De ce spun lucrul acesta? Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, mie mi se pare foarte interesant. Îngerului bisericii din Efes scrie și după ce se prezintă, Domnul spune știu, dar prin felul în care spune ce știe, el arată că apreciază niște valori, niște lucruri la biserica din Efes. Lucrul acesta este foarte clar. Acum, am o întrebare. Credeți că Domnul apreciază lucrurile bune din viața noastră? Da? Are ce aprecia. Sperăm, zice frate. Adică, vedeți, noi putem fi și modești ca Domnul să nu își consume mult din timpul lui, să aprecieze. Mai bine facem mai puțin ca să n-aibă de apreciat prea mult. Ascultați-mă, Domnul nu e în criză de timp.
El nu este mărginit de timp. Fii liniștit, fă cât de multe lucruri bune și Domnul le va aprecia pe toate și nu-L vei încurca. Acum întrebarea mea, dacă Dumnezeu apreciază la mine, eu ar trebui să apreciez la El. Știți, e foarte interesant, Dumnezeu care n-ar prea avea ce să aprecieze la mine foarte multe ori, când găsește măcar un lucru bun, un aspect bun, Domnul îl apreciază, nu-l trece cu vederea. Și eu care ar trebui să am o listă fără capăt vis-a-vis de ceea ce apreciez la Domnul, am o listă foarte scurtă. Aș vrea să te gândești care sunt aspectele pe care le-ai apreciat în ultimul timp la Dumnezeu. Care sunt aprecierile pe care le-ai mărturisit lui Dumnezeu. Vă recomand să vă faceți o listă. Știu lucrurile pentru care îl apreciem. Îl apreciem că ne iartă, îl apreciem că este bun cu noi, îl apreciem că ne dă, îl apreciem că ne ferește. Când l-ai apreciat ultima dată că este Dumnezeu? El este Dumnezeu și este un Dumnezeu unic, slăvit să fie El. Când ai spus în altă dată, Doamne, mă bucur că Tu ești Dumnezeu. Când ai spus ultima dată, Doamne, apreciez sfințenia Ta. Apreciez dreptatea Ta. Apreciez că nu te schimbi, indiferent cum se schimbă generația. Chiar dacă sunt lucruri care în anumite momente nu ne plac în Dumnezeu, asta nu înseamnă că ele nu sunt bune. Dumnezeu apreciază tot ce este bun în biserica Lui. Haideți ca în anul acesta biserica Lui să aprecieze cât mai mult în Dumnezeul ei. Amin? După ce îl apreciem pe Domnul, eu zic să vă apreciați și slujitorii. Încă nu m-au plătit să spun asta. Dar știți ce mi se pare mie? E o chestie interesantă. La fiecare mesaj în comunicare începe așa. Îngerului bisericii scrie-i. Și în momentul în care vorbești cu îngerul bisericii și apreciezi ce se întâmplă în biserică, mă întreb iarăși următorul lucru. Dacă Dumnezeu apreciază lucrurile bune la un slujitor, eu de ce nu le-aș aprecia? Chestia aia cu să nu se umple de mândrie, puteți să mi-o dați să o bag în portbagaj, să o duc, să o arunc. Nici măcar în Criș, o să o duc în Mureș, poate scăpați de ea. Haideți să fim serioși, Dumnezeu nu vine cu ideea asta. Dar nu o să spun cumva vreun lucru bun despre slujitorul meu, ca nu cumva să se îngânfe. Au zis, noi ne putem îngânfa asta, n-avem nimic și să nu facem nimic. Dumnezeu își apreciază slujitorul. De ce spun eu că îngerul este slujitorul? Pentru că e clar că nu scrie unui înger. Că el scrie bisericii de pe pământ. Și apoi dacă la final vă uitați, după ce începe cu îngerul scrie, spune, este mesajul lui Dumnezeu pentru comunitatea creștină de acolo. Ei trebuie să audă. Acum, eu am variante așa foarte simple. Dar nu e cazul la voi. Dar le spun în altă parte. Aici le spun doar în paranteze. Vedeți, noi ne alegem slujitorul. Și asta a fost întrebarea mea pentru foarte multe biserici. Fraților, dacă nu-i bun, de ce l-ați ales? Dacă nu-i bun, de ce-l ține? A, nu, că-i bun, frate. Bun, dacă-i bun, de ce nu-l apreciați? Când ați apreciat ultima dată un slujitor al lui Dumnezeu? Eu am zis ultima dată că asta cu totdeauna, de la totdeauna la niciodată, adică nu, eu mă refer concret, măcar cu vorbe. Frate, mulțumesc lui Dumnezeu pentru, frate, mă bucur de, cu tare. Noi nu avem nevoie de asta, de critici dacă aveți cât de multe, da? Bun, știu că voi vreți să vă aprecieze slujitorii, vreți? Vă pică bine. Așa, nu vă umfleți în...
Da, voi n-aveți probleme cu orez, am înțeles. Haideți să vă spun o regulă dumnezeiască. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Apreciați-vă slujitorii și ce o să facă slujitorii? O să vă aprecieze pe voi. Amin. Sigur, este și mesajul pentru noi, pentru slujitori, să-i apreciem pe cei din biserică. Vedeți, Dumnezeu nu era o biserică desăvârșită. Nu cred că oamenii erau desăvârșiți, era un procesul desăvârșirii. Dar Dumnezeu apreciază aspectele frumoase. Știu faptele tale, osteniala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că i-ai pus la test pe cei care zic că sunt apostoli, nu sunt, i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Ai apreciat vreodată vreun frate, vreo soră din biserică, tânăr sau în vârstă, că ostenește? Ați apreciat vreodată coriștii, că vin la repetiții și își lasă acasă lucrurile și vasele și aspiratoarele și orice, că vin la repetiții, ați apreciat? Sau doar acum, fii atent că nu am luat nota care trebuie, da? Ați apreciat tinerii care vin, fac repetiții ca să cânte frumos, da? Eu vă spun, să zic că nu mai vorbim la amvon, ne abținem, mai vorbim, dar tot despre biserică vorbim. Să vă spun una ce am vorbit-o despre voi. Zic, de ce nu-și pun coriștii cântările pe ecran? Păi zic, fac atâtea repetiții, cânt așa frumos. Dar eu nu le înțeleg pe toate, frate, dacă nu știu cântarea. Voi credeți că eu chiar le înțeleg toate cuvintele care ziceți voi? Mai prind un aleluia, maranată, cu toate. Dacă mi le-ați spune acolo mari și să nu vreau să le văd, le-aș vedea. Poate chiar aș cânta cu voi. Fără să vă încurc, da? Găsiți pe cineva care să le scrie acolo. Adică lângă eforturile care le faceți atât de mari și Domnul să vă binecuvinteze, mai faceți ceva mic ca să vedem și noi. Acum, de ce spun? Eu îi mărturiseam fratelui păstor, eu nu sunt foarte interesat de anumite chestii. Adică nu sunt omul, cel puțin în unele domenii, care fac sacrificii, spre exemplu, să vă înțeleg pe voi. Voi credeți că asta stau la învon? Vai, să mă chinui, bă, ce-o zis ei? Acum, o zis asta sau... Voi credeți că eu îmi frământ mintea? Nu. Dar voi credeți că e din biserică și frământă mintea? Câți frați și surori am? Știți ce aș vrea eu? După toate sacrificiile care le faceți, cu tot ce faceți, eu și de vreau să nu vă aud, să vă aud, și de vreau să nu vă înțeleg, să vă înțeleg, și de vreau să nu cânt, să cânt cu voi. Așa faceți și voi tinerii, așa fac și fanfara, voi nu aveți versuri acolo. Da, da, puneți-le acolo. A, voi nu vă pricepeți la telefon și la calculare, am înțeles, da? Dar acum ați văzut că eu nu sunt cu critica, apreciez, da? Adică eu prin credință apreciez că veți face mai mult, da? Spuneți-mi ca să nu uităm totuși de pâinea noastră cea de fiecare zi. Bărbaților, vă mai apreciați soțiile din când în când? Domnul vă apreciază, surorilor, ascultați. Domnul vă apreciază și pentru ce faceți în biserică, că doar în Efes nu erau numai frați, erau și surori. Și poate multe cu osteniala, cu toate astea, erau surorile. Poate multe care n-au obosit, erau surorile și Domnul apreciază. Dar întrebarea mea, fraților, dacă Domnul ne apreciază soțiile, noi de ce nu le-am apreciat? Dacă Domnul ne apreciază copiii, de ce nu-i apreciem? Nu zic la surori că ele apreciază și vor aprecia mai mult. Dar gândiți-vă la primul cuvânt. A apărut undeva primul cuvânt, l-ai scris acolo, apreciați. Bun, o să vină, da? Al doilea cuvânt, știți care aș vrea să rețineți, este iubiți. Vedeți, mesajul este din partea unui Dumnezeu care iubește, căruia îi pasă. Mesajul în sine este un mesaj al iubirii și o demonstrație de iubire pentru biserică. Toți știm contextul în care a fost scris Apocalipsa. Prigoană, vremuri grele. Probabil chiar unii din biserică se gândeau, păi Domnul nu mai știe nimic de noi. O plecat acolo la cer, o zis că revine, el acolo în glorie, toți se închină și noi săraci necăjiți. Și în momentele acestea când te frămânzi tu, că mai ține minte Domnul, toate, vine scrisoarea de la Dumnezeu.
Ce înțelegi prin aceasta? Dumnezeu n-a uitat de mine. Dumnezeu mă iubește. Uite că Dumnezeu spune că știe toate lucrurile bune. E foarte important. E foarte important să ne gândim la iubire. Când spun iubiți, sigur că mă refer întâi să-L iubim pe Dumnezeu. Îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi, da? Îl iubim cu toată puterea noastră, știm toate lucrurile acestea, da? Dacă îl iubim pe Dumnezeu, în mod obligatoriu, iubim cuvântul, corect? Câți dintre voi ați început să recitiți cuvântul anul acesta? Mamă, ce tare sunteți! Hai să nu greșesc. Una, două... No, să zic că vreo 10 mâini sunt ridicate. Având în vedere că e 21 ianuarie, ați pierdut 20 de zile, ca mai puteți citi. Vedeți, astea sunt lucruri foarte interesante. Eu sunt cu lucruri practice și directe. Noi îl iubim pe Dumnezeu, noi ce facem? Și Dumnezeu spune, dar când mi-ai deschis ultima dată cartea? Eu n-am timp de astea, că s-o ocupat. Dar cu ce? Ești ocupat cu ce? Îți spun eu, cu ce iubești? Cu ce iubești? Cu asta ești ocupat. Cu ce iubesc? Cu asta sunt ocupat. Îl iubim pe Dumnezeu, iubim cuvântul, îl iubim pe Dumnezeu, iubim frații. Știți că Ioan este foarte tranșant și în dragoste spune, cine zice că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede și nu iubește pe fratele pe care îl vede, este un mincinos. Scurt. Acum, dacă voi credeți că Dumnezeu iubește și binecuvintează mincinoși, n-aș citi Scriptura, da? E foarte important să îl iubim pe fratele, să o iubim pe sora așa cum ne cere cuvântul. Haideți să vă întreb ceva. Dumnezeu ne iubește pe noi. Și de ce ne iubește? Vreau să aud măcar unul să spună, pentru că merităm. N-aveți curajul. Felicitări. Bun, altceva. Dumnezeu ne iubește pentru că noi am avut grijă să întreținem dragostea Lui față de noi. Deci noi am avut grijă de dragostea lui Dumnezeu, corect? Dar cine a avut grijă să nu-și piardă dragostea față de noi? El? Nu, aplicația la bărbați. După modelul lui Hristos. Nu nevestele trebuie să aibă grijă să nu ne pierdem dragostea față de ele. Dacă Dumnezeu ne-ar iubi cât am fi avut noi grijă de iubirea Lui, era în varză. Dumnezeu a avut El grijă să nu-și piardă dragostea. Și când noi eram răi, când nu ascultam, când eram ofturoși, când făceam sau nu făceam, când spuneam sau nu spuneam și toate celelalte, Dumnezeu a avut grijă să nu-și piardă iubirea față de noi pentru că s-a angajat să ne iubească. Știți ce m-a impresionat la Dumnezeu, dar este absolut normal. Când Dumnezeu nu mai găsea niciun motiv să facă ceva bine, spunea, acum fac din pricina mea. Dumnezeu spunea, mă uit în ei, nu găsesc niciun motiv, mă uit acolo. Atunci mă uit în mine și găsesc în mine motive să-i iubesc. Surorile ar trebui să-și iubească bărbații sau... Am înțeles, acum e partea cu ce s-a făcut o tăcere. Aș vrea să rețineți asta, fraților, surorilor, părinților și copiilor, că toți trebuie să iubim, și creștinilor, că toți trebuie să iubim, inclusiv vrăjmașii. Nu putem veni cu scuze că celălalt nu, că nu, mai că m-a terminat. Nu. Nu celălalt trebuie să aibă grijă de iubirea ta. Și tu trebuie să ai grijă de iubirea ta. Și indiferent ce face celălalt, tu să ai grijă să nu-ți pierzi iubirea, să nu-ți părăsești iubirea. Un alt lucru interesant, se pare că vom ajunge în mod obligatoriu la cei ce spune Domnul, am împotriva ta că ți-ai abandonat dragostea dintâi. De ce nu zice Domnul, ia spune celorlalte 6 biserici, să-și bage mințele în cap, să se pocăiască, că cele 6 biserici trebuiau să aibă grijă ca biserica din Efes să nu-și piardă dragostea. Nu cele 6 sunt responsabile.
Nu Dumnezeu este responsabil, că e mai simplu să fac o rugăciune. Doamne, ajută-mă să nu-mi pierd dragostea de întâi. Ajută-mă să nu abandonez. Nu, dragilor, exact din modelul lui Hristos înțelegem că este datoria noastră. A, nu fără El, cu ajutorul Lui. Și când cineva spune, Doamne, eu îmi fac parte, ajută-mă Tu, Dumnezeu, ascultă. Unde este partea practică? Că noi am putea să facem ceva ca celălalt să ne iubească mai ușor. Noi, dacă vrem bărbații să fim iubiți de soții, le-am putea da și noi motive să ne iubească. Nu numai ele, să se chinuie, să-și păstreze dragostea față de noi. Să zic și la surori, să... Nu zic, dar tot aia o repet. Deci, surorilor, ați auzit ce le-am spus? Ei trebuie să vă iubească oricum. Dar i-ați ajuta dacă le-ați dat și voi motive să vă iubească. Cam ce motive le-ați putea da voi? Mă opresc aici. Sigur, cu critică, cu din astea, îi ajutați să poată cânta o Iisuse a mea cruce. Să iubim pe Dumnezeu, să iubim cuvântul, să iubim adunarea sfinților, să ne iubim partenerii. Gândește-te, ne iubim copiii, ne iubim părinții, îi iubim pe oameni. Și vis-a-vis de iubirea copiilor, vă recomand în demonstrarea iubirii față de copii, că toți ne iubim copiii, întrebarea e cum ne iubim. Vă recomand în iubirea copiilor să fiți în top cu ce se întâmplă și să căutați întotdeauna binele superior al copilului. Vi se pare cunoscută fraza? Binele superior al copilului. Pentru aceasta vă invit să priviți la un tată care întotdeauna a urmărit binele superior al copilului. Cine? Nu știți un tată perfect care n-a greșit niciodată și care întotdeauna a urmărit binele superior al copilului? Dumnezeu. Luați-l pe Dumnezeu ca tată, studiați-l și faceți ca el tot cu ajutorul lui. Deci avem două cuvinte. Care erau? Apreciați și iubiți. Bun, al treilea cuvânt ar fi reveniți. Reveniți, da? Știu faptele tale, știu că ai răbdare, că... dar am ceva împotriva ta. Și ce am împotriva ta? Că ți-ai abandonat dragostea din tâi. Și vedeți, când Dumnezeu vine cu problema și spune, problema este că ți-ai abandonat iubirea inițială, El vine și cu soluția. Și soluția care este? Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și... întoarce-te, revino. Vedeți, soluția lui Dumnezeu nu este, na, frate, asta este, fă o scurtă rugăciune de iertare și Domnul te va ierta. Spune-i Domnului că regreți și El va înțelege. Spune-i Domnului că s-a schimbat situația. Nu, Domnul spune, eu știu aspectele bune, știu greșeala, ați observat că procentul mare nu elimină o greșeală. Asta, dintr-un punct de vedere, m-a deranjat pe mine la biserica din Corint. Că la un moment dat Apostolul Pavel spune, între voi sunt lucruri care nu sunt nici în lume. Am auzit că unul dintre voi trăiește cu mama lui vitregă. Și voi v-ați mândrit, voi v-ați fălit cu asta. Și prima dată am spus, bă, nu se poate. Cum adică o biserică să se mândrească că ia un păcătos mai păcătos decât păgânii? Nu, asta e exclus. Cum adică o biserică să se mândrească? Și atunci cu ce m-am gândit eu că s-o mândri? O să, frate Iuga, dar e numai unul, măi, frate. Deci noi, în general, noi corinteni suntem foarte serioși. Noi 99,9% suntem sfinți, pocăiți, iubitori de Dumnezeu, avem și noi un copac uscat între cei vei. Păi nu se poate pădure fără și știu chestii de genul ăsta. Și eu cred că la asta se referă apostolul. Zice, voi vă mândriți că procentul celor buni e mare și procentul celor buni e mic. Dar Domnul vrea ca biserica să fie 100% curată. La voi procentul e mare, nu?
Și cum facem să nu fie pe procente, ci să fie toți așa cum dorește Domnul? Domnul vine cu soluția, dar spune, te întorci, îți aduci aminte unde ai fost și pocăință înseamnă că revii acolo. Acum, când revii acolo, ascultați-mă, nu înseamnă neapărat să revii la metodele prin care ți-a arătat iubirea față de Dumnezeu. Că metodele pot fi diferite de la un an la an, de la o generație la alta. Nu înseamnă neapărat că revii la numărul faptelor pe care le-ai făcut, că din punctul meu de vedere ar trebui să faci mai multe, nu mai puține. Adică la începutul credinței faci mai puține, pe parcurs poți să faci mai multe, sau dacă nu mai multe, mai înțelepte. Am fost curios așa să mă uit în Scriptură, cam ce fapte de iubire au făcut cei din Efes și Domnul le-a apreciat. Și o să vă dau câteva versete și o să vă dau gândul de acolo. Efeseni, în Fapte 18-19, au ajuns la Efes, în Efes, și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui, a intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El n-a voit că era al planului Dumnezeu. Și ce-am apreciat la ei? Deschiderea pentru cunoașterea adevărului. Nu-l cunoșteau pe Pavel foarte mult. N-aveau atâtea dovezi, era chiar început. Dar Pavel vine să le vorbească ceva din Scripturi, să le vorbească ceva despre împlinirea profețiilor. Și știi ce spun? Noi suntem interesați să cunoaștem adevărul. Cum ar fi să rămâi la noi, să ne explici mai mult și să vedem ce putem învăța de la tine? Am o întrebare. La începutul vieții noastre de credință, eram deschiși pentru a cunoaște adevărul. Ne rugam, citeam, auzeai de un studiu biblic, ceva, îți pica o carte în mână, ce făceam? Rupeam tot, știi? Acum, frate Pavel zice, noi atâta știm, du-te la alții și binecuvintează-i, cât mai puțin la noi. La început, iubirea față de Dumnezeu, în Efes, se exprima prin aceasta. Suntem deschiși să aflăm adevărul. Nu înghițim orice. Nu înțelegeți că... Dar vine Pavel, suntem deschiși să-l ascultăm. Vine Apollo, ce facem? Te ascultăm și pe tine, frate. Vom face ca cei din Berea, noi vom verifica, dar suntem deschiși, n-am ajuns la saturația aceea, sunt bogat, sunt sătul, nu duc lipsă de nimic. La noi mai este deschiderea aceasta, sau ar trebui să ne întoarcem la deschiderea pentru adevăr? Uitați-vă la sinceritatea lor, Fapte 19:1. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici, și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, ce au răspuns? Bă, zice, noi nici n-am auzit de Duhul Sfânt, că a fi fost dat Duhul Sfânt. De la ucenici. Și ce apreciez eu? Sinceritatea lor. Du-te astăzi undeva și întreabă. Dacă au Duhul Sfânt, au, fai de mine, frate, pe-ar fi chiar o jignire. Cum adică să întrebi tu că... Cum ești, frate? Mărit să fie, dar nu să spui adevărul. Noi. Păi noi ne temem unii de alții să spunem adevărul? Sigur că avem și motive. De asta poate m-ați auzit, sfatul meu este, dacă vrei să ai conștiința curată și să nu te vorbească nimeni de rău, spune adevărul. Că de câte ori spui adevărul, și nu răspuns teologic și politic corect, nu te crede nimeni. Păi numai tați, ce faci, soră? Mulțumesc Domnului că nu m-am spânzurat ieri. Păi ce crezi? Zice, ia, soră, s-o mă lipsit de la iuga, dar astea-s glume, Domnule. Nu, dacă îi spui adevărul și mai ales dacă e adevărul dureros, nu te crede nimeni, se gândește, uite bă, ce figură are în cap, cu tare, și își fac tot felul de telenovele, dar tu ai spus adevărul. Nu te poate vorbi imediat rău că nu te crede.
Păi ce răspuns îi dai lui Pavel? Păi noi nici n-am auzit de Duhul Sfânt. Ei nici n-au auzit. Da. Dar sinceritatea lor îl ajută pe Pavel să îi ajute pe ei. Mă întrebam ca slujitor de multe ori, cum ar fi dacă oamenii ar proceda la medic cum procedează cu păstorii? Nu voi, mă refer alții. Deci veneau oameni la noi, știți, să-i ajutăm. Băi, să ne spuneau toate poveștile lumii, numai ce trebuie, nu. De multe ori, după 2-3 ceasuri de discuții, când se plece din birou sau când se ieși tu pe ușa lor, atunci îți arunca pastila, știi? De fapt, acolo trebuia să înceapă discuția. Și m-am gândit cam ce s-ar alege de trupul nostru dacă ne-am duce la doctor și am avea o durere de cap. Și ne ducem la doctor, nu? Care-i problema, domnul Iuga? Domne, așa mă doare călcâiul. Deci aș vorbi jumătate de oră despre călcâi, după asta despre genunchi, după asta despre ficat, eu știu, despre coaste, tot. El, săracul, știi, îmi dă rețetă pentru toate astea. Și pe când se ies după ușa, zice, domne, eu cu capul am probleme, da? Am vrut să vă demonstrez doar asta. Deci toate babele care ți le-am dat nu te ajută la nimic, da? Uneori nu mai suntem sinceri nici cu Dumnezeu, din nefericire. Apreciez, dragostea din tâi era arătată în sinceritate. Nu înseamnă să spui toate greșelile tale, dar măcar unde trebuie să spui adevărul, să spui adevărul, încolo măcar taci, da? Știți cum își arătau ei dragostea la început? Erau gata să cheltuie. Fapte 19:9. Fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului public, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Și lucrul acesta a ținut cam cât? 2 ani de zile. Și am o întrebare. Dar cine o plătit chiria la școală? N-ar fi frumos să credem că domnul tiran, îmi și place numele cum sună românește, domnul tiran le-a dat-o în numele Domnului. Ce treabă are tiran cu numele Domnului? El are o școală, el închiriază clădirea, eu l-aș aprecia dacă nu le-a luat taxe de rușine și taxe de spargere. Că Pavel cu ucenicii nu erau populari. Știți că erau evrei din ăștia tot timpul cu bolovani în buzunar și pe când aude că tu îl primești în școala ta, nu știu câte geamuri îți mai rămâne, știi? Bă, a venit ăsta să ne strice tradiția, credința, îi dărâmăm școala, da? Îi aprindem școala. Mie mi se pare foarte logic ca omul acesta să le ia chirie. Cine credeți că o plăti chirie? Eu nu. Nici voi. Dar la început era o mână de oameni. Și oamenii aceștia probabil au trebuit să facă sacrificii materiale ca să poată închiria școala ca oamenii să audă cuvântul. O întrebare, când erați mai darnici? La începutul pocăinței sau acum? Dar nu trebuie să-mi răspundeți mie, că eu pun întrebări retorice. Nu mă refer doar la bani. Mă refer când ne-am dăruit mai ușor pe noi înșine. Există o întrebare la care știu răspunsul, 90% e adevărat. Când eram mai darnici, când eram mai săraci sau când avem mai mult? Ei, dragostea din tâi la ei se manifesta prin cheltuială. N-a fost doar în școală. La un moment dat Apostolul Pavel știe ce spune? Că am predicat și acolo și în casele voastre. Unii și-au deschis casa acolo să se vestească cuvântul lui Dumnezeu. Și eu am o problemă cu casele voastre. Adică mulțumesc Domnului că le aveți, nu știu de ce aveți sufrageria mare. Bine, în afară de paianje, încicutare și toate astea alte, ca să vă osteniți, că eu o sufragerie mare văd un scop foarte important. Acolo să ne adunăm câțiva, să cântăm, să ne pocăim, să învățăm cuvântul, să ne invităm și vecinii care nu vin la biserică să ne rugăm împreună cu ei, să-i binecuvântăm și da, dacă pe lângă asta, la final, e și, am vrut să-i cârnați, dar nu-i sezonul, dacă e și un iaurt și ceva, e bine, dar nu asta e important, ceaiul sau ceva. Oh, sunt sigur că la începutul credinței unii și-au deschis casele. Astăzi,
E mai greu de deschis că și ușile mai grele, da? Știți cum au sacrificat unii? Foarte interesant și teoretic la început fără logică. Ei s-au ocupat de vrăjitorii, chestii din astea, și când s-au pocăit, știți ce-au făcut? Au zis că foc de tabără. Au adus cărțile și public le-au ars. Eu nu știu, nu a fost unul cu minte acolo să spună, voi ați cheltuit în euro cam cât valorau cărțile alea? Păi dacă era unul dintre noi, spunea, bă, frate, bine că v-ați pocăi, nu le arde, le vindem și ne plătim chiria la școală. Nu, știți ce au înțeles ei? Dom'le, ne-am pocăit, cărțile astea ne-au ținut departe de Dumnezeu, sunt cu dracu. Acum nu le vindem, că aveau cui le vinde. Nu le vindem la alții să fie cu dracu, că noi vrem pe oamenii aceia, îi vrem salvați, nu îi vrem pierduți. Și oamenii ăia au pierdut financiar, au cheltuit financiar, ca nu cumva alții să fie împiedicați în relația cu Dumnezeu, ci să fie ajutați în relația cu Dumnezeu. Vedeți, foarte interesant, lucrurile acestea erau practice în viața celor din Efes și probabil multe altele. Și atunci, întrebarea mea este, noi ne mai arătăm iubirea prin fapte? Că acolo spune de iubire, dar nu la modul teoretic, întoarce-te în iubire la faptele tale din tâi. Un alt sacrificiu, să treci peste idei preconcepute. Ascultați ce spune el. Să vă vestesc, fapte 20:21, da? Că spune acolo, să vă învăț înaintea norodului și în case, și apoi spune așa, și să vestesc, cui? Cui să vestesc? Păi ce treabă au iudeii cu grecii, frate? Știți ce greu trecea un evreu peste gândul acesta că neamurile n-au ce căuta în împărăția lui Dumnezeu? Că lor le-a intrat în cap ideea aceea Vechiului Testament, că numai noi, când a venit Hristos și în mod un pic se deschidea pentru alții, era mare problemă, când au început frații să se deschidă cu Evanghelia pentru alții, păi trebuie să meargă Petru cu tot comitetul să dea cu subsemnatul, cum și-a permis el să meargă în casă la Corneliu. Și Pavel vine în Efes și le spune fraților de acolo care se pocăiesc, fraților, nu numai noi, ci toți. Și evrei care se pocăiesc, ce trebuie să facă? Să-și deschidă casa și să-i lase în casa lor pe greci să vină să asculte Evanghelia. Și dacă se pocăiește un grec, trebuie să-l primească în casă și pe evreu, chiar dacă nu-i plăcea parfumul pe care îl folosea evreu. Sau chiar dacă evreu venea cu cipilica lui, sau voi credeți că ce, și-au schimbat imediat obiceiurile, parfumurile, oamenii au fost diferiți întotdeauna. Dacă noi ne uităm numai la diferențe, în viac nu lucrăm pentru Dumnezeu. Și dragostea de întâi, știți ce a însemnat? Să trecem peste diferențe culturale, de istorie, de statut, de cum ne etichetează lumea și să ne așezăm toți în fața Scripturii și în fața lui Dumnezeu. Știți ce mă bucură? Că mai aud biserici care încep să vorbească cum îi evangelizăm pe iranienii care vin în România. Cum ne ocupăm de grupul de... Apropo, voi ce grup aveți în Oradea? Oh, sunt, au venit aici, stați liniștiți, au venit la lucru. Care-i proiectul bisericii voastre, a familiei voastre? Dar nu mai trebuie să mergeți până în Indonezia sau știu eu, în Sri Lanka sau unde. Ai, vă trebuia multe. Acum i-a adus Domnul în orașul vostru. Și? Păi nu, noi, baptiștii, pentecostali, noi suntem acolo, bine, lasă-i, frate, mai ales dacă sunt mai colorați decât noi. Nici n-am zis să-i primiți în casă. Așa mi s-a umplut inima de bucurie, mărturisea un păstor
Din țară, de la noi. Deci într-o seară vine fratele Ion, o să-i zic, nu știu cum. Și intră cu un grup de colorați după el. Și vine unul care știe engleză, se înțelege, fraz de credință, muncitori, veniți în țară, toate acolo. Și întreabă ăsta, o să spun, frate Ioane, dar cum ai reușit să-i aduci? O să că Iisus e răspunsul. Bun, Iisus e răspunsul, dar o să că știi limbă, nu știu nimic. Ai vorbit pe telefon cu, na, frate, nimic. Ce i-am văzut pe ei, m-am uitat la ei și m-am dus, le-am spus, Iisus! Ăștia s-au uitat la el, zic, Iezu, da, un priceput și ei. Frate, au zis că, hai, da, vai cu mine. Și i-au dus pe toți în biserică. Pentru că l-a interesat. Bun, era și varianta să treci pe partea cealaltă, că dacă au adus ceva boală cu ei, un virus, știi, și să nu ne virusăm. Astea au fost lucrurile prin care ei își arătau dragostea față de Dumnezeu și față de oameni, la început. Acum nu mai știu, probabil și-au închis casele, că na, așa, probabil de cheltuit aveau alte proiecte, probabil acolo nu mai era bine, cu ăia nu mai era bine, ăia nu sunt. Și Domnul spune, apreciez lucrurile bune care încă le-ați păstrat. Mă deranjează că ați abandonat, nu că v-a furat cineva, ați abandonat. Dragostea de întâi și este foarte importantă. Și apropo, tot vis-a-vis de biserica din Efes, la dragostea de întâi, uitați-vă ce spune el în versetul 28 din Fapte 20. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma pe care v-a pus Duhul Sfânt, episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o el cu sângele lui. Știți ce înțeleg eu de aici? Că au fost oameni care și-au asumat. Când Duhul lui Dumnezeu a chemat pe cineva, iar să nu încurcăm lucrurile cu generația noastră. Cel puțin din punctul vostru de vedere, astăzi să fii slujitor e fain, e la modă, adică ești aici în față, discuți, mai nu știu ce, cu tare, sunt alte condiții. Voi vă gândiți ce înseamnă să fii slujitorul bisericii în vremuri grele, în vremuri de prigoană, în vremuri de început? Mie mi-a rămas în minte expresia unui coleg de slujire din Comitetul Bisericii, un om foarte frumos, chiar trăia credința creștină și la un moment dat spune, frate păstor, eu când am fost tânăr, frații au vrut să mă trimite la școală, la institut să învăț. Și zic, de ce nu te-ai dus? Deci trebuie să vă spun adevărul. Și eu m-am gândit așa, mă duc la școală, o să mă pregătesc, o să fiu păstor și apoi toată lumea o să zică, no, ăsta-i păstorul lui ăia. Zice, pe motivul ăsta nu m-am dus. Vă dați seama ce biserică faină era aia. Ce m-a apucat groaza că lumea o să spună, ăsta este păstorul lui ăia. Nu se aplică în generația noastră astfel de lucruri. Ei, fratele ăsta cu inimă sinceră a spus, domnule, nu mi-asum. Dacă era o biserică frumoasă, cu o trăire frumoasă, probabil cea mă duc că o să fie o cinste pentru mine să spună că sunt slujitorul lor. Nu știu cum au fost efesenii la început, dar au fost oameni care când au înțeles chemarea Duhului Sfânt și-au asumat să fie conducători acelei biserici, chiar dacă n-a fost exact ce trebuie. Și nu cred că le-a fost ușor. Că dacă apostolul Pavel spune, v-am slujit cu lacrimi zi și noapte, oare colegii lui ce făceau? Vi-l puteți imagina pe apostolul Pavel plângând pentru ei, rugându-se și ceilalți colegi să fie tot slăviți, să fie Domnul, ce bine, aleluia, ce bucuroși suntem. Nu, eu cred că și ei au avut motive de plâns, de durere și de bucurie. Nu și-au asumat în primul rând pentru ce oferea biserica, și-au asumat că îi chema Dumnezeu. I-a așezat Duhul Sfânt. Vreau să vă întreb încă o dată, voi apreciați pe oamenii care își asumă chemarea lui Dumnezeu? Dacă a răspunde chemării lui Dumnezeu în mod pozitiv, este atât de ușor. Eu am o întrebare directă, voi de ce nu răspundeți întotdeauna cu bucurie? Dacă voi spuneți, frate Iuga, dar e un privilegiu să-L iubești pe Domnul, să-L slujești pe Domnul, pe frate, eu sunt de acord. Și voi de ce nu vă asumați?
Chiar m-aș bucura să vă asumați, dar numai când vă cere Duhul Sfânt. Iar dacă vă cere Duhul Sfânt, asumați-vă. Și dacă trebuie să plângeți zi și noapte. Am o rugăminte pentru bărbați, cei care v-ați asumat prin călăuzirea lui Dumnezeu să fiți capul familiei. Asumați-vă în continuare. Fii soț, fii părinte, asumă-ți lucrul acesta. Asumați-vă soțiilor statutul de mamă, statutul de soție. Asumați-vă părinților statutul de părinte și învățați-vă copiii. Spunea fratele la oră de rugăciune că vom avea grijă de generațiile următoare. Un lucru care mă impresionează la David, poate vi l-am mai spus, știți care este? El spune, vreau să fac Domnului o casă. Domnul spune, mulțumesc, tu nu. Și în loc să spună, nu, mă duc în vacanță, cam tot ce-mi trebuie, mă duc în vacanță, am slujit o viață întreagă, el spune, deci nu pot să mă implic în construcție și asta. Nu. A, zice, stai că îmi găsesc de lucru. Și adună lângă el oameni și spune, fraților, avem copii, avem nepoți. Aceștia trebuie să-L iubească pe Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu. Știți ce facem noi acum în ultima parte a vieții? Facem tot ce putem ca generația de după noi să poată face lucrarea lui Dumnezeu mai bine și mai ușor. Amin? Adunăm, facem proiecte, adunăm bani, tot. Păi sigur, Solomon a făcut destul de ușor templu. Dar știți de ce l-a făcut într-un timp totul scurt? Știți de ce? Pentru că tata și unii din generația dinainte n-au zis după noi potopul, ci au zis facem tot ce ține de noi ca ei să poată sluji Domnului dacă se poate și mai bine și mai ușor. Am o rugăminte, terminați cu criticile la adresa generației tinere. Iubiții, apreciații, sunt ai noștri, bucurați-vă de cei care sunt ai Domnului. Și haideți să facem noi ce putem ca ei să-L cunoască pe Domnul, să-L iubească pe Domnul, să respecte pe Domnul. Poate că asta are de-a face cu dragostea din tâi când îl primești și pe fratele slab. Că e și el al lui Hristos și lucrez împreună cu el, da? M-aș bucura să mă opresc aici, cel puțin să nu vă dau punctul 4, dar punctul 4 este din versetul 5. Altfel, dacă nu-ți revii, dacă nu te pocăiești, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Dacă nu te pocăiești. Știți ce am spus aici? Temeți-vă. Știu că nu este un cuvânt popular, dar este un cuvânt biblic. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu sfânt. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu drept. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu gelos. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care nu face compromisuri. De asta Apostolul Pavel și spunea, fie-vă groază de rău. Te-a apucat vreodată groaza recent. Spunea o soră în vârstă, o trăit 107 ani și era mai lucidă ca mine. Zic că, frate, toată viața m-am temut de păcat. M-am gândit, noi nu ne prea temem. Noi suntem mai bravi așa, noi nu ne temem. Noi nu mai avem groaza aceea, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Noi nu mai citim versete de genul bucurați-vă tremurând, bucurați-vă cu respect înaintea lui Dumnezeu. Ascultați, tot ce se spune despre bunătatea lui Dumnezeu este adevărat, dar tot ce se spune despre pedeapsa lui Dumnezeu este adevărat. Și mesajul acesta este un mesaj al iubirii, dar Dumnezeu îi spune acum, până se poate pocăi, dacă nu te pocăiești, îți spun eu ce urmează. Dumnezeu nu ține oamenii în întuneric. Dumnezeu nu îi lasă pe oameni să ghicească ce-o fi. Nu, Dumnezeu spune foarte clar, îți spun eu ce să urmeze. Și când Dumnezeu ne spune că trebuie să ne pocăim, frați, surori, ar trebui să ne umple groaza și să ne pocăim. Nu să ne facem că ne pocăim.
Nu să aruncăm acolo 3-4 vorbe, Doamne, acum ai tu mine. Nu, nu asta înseamnă pocăință. Ideea aceea mă doare pentru păcatul meu. Ne mai doare când mințim. Ne mai îngrozim când ne vine un gând al disprețului. Noi pocăiți suntem experți la disprețuit. Uneori chiar pe frații, surorile noastre. Dar când vine gândul acesta, că la toți vine ispita, măcar mă cutremur, bă, cum iară și mi-a venit gândul acesta? Când apare un gând de ură, de răutate, când apare ceva firesc în mine, când văd că răbufnește firea, mă îngrozesc și spun, omule, ce-i cu tine? Eram în timpul școlii, în fine, după o zi lungă cu înmormântări, cu toate, am ajuns seara la o biserică unde comitetul trebuia să facă primirea membrilor pentru botez și cineva din comitet i-a spus fratelui păstor înainte, frate, vezi că cu aia avem o problemă, nu știu ce. No, eu din discuția lor am înțeles că aia nu trebuie botezată. Fratele păstor s-a cam conformat, i-a primit pe toți ceilalți, era vorba de o țigancă, și la urmă au lăsat-o și pe țigancă. Eu, din cum am auzit discuțiile, zic, la asta o flituie seara, asta e clar că nu o primesc pentru botez. Și așa întreabă fratele, știe, o zic că, soră, sau cum i-a fi zis, de când ai luat hotărârea să te pocăiești, ai mai greșit? Să uite sora, o zic că, da. O zic că, nu știu cum e la voi, dar să vă spun cum e la mine. Eu până să mă întorc la Dumnezeu, probabil înjuram la fiecare cuvânt. Dar nici nu știam că înjur, adică nu mă deranja deloc. Acum zice, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, mă ia ceva pe nepregătite, poate îmi scapă un cuvânt din gură. Dar o să, în momentul ăla tot mă îngrozesc, mă cutremur, să face pielea pe mine ca pe găină. Și apoi a spus, ascultați-mă, eu încă nu, n-am scăpat de toate astea, e foarte rar, atitudinea este total diferită. Și ce face sora? Zice, da, ascultați-mă, eu nu zic să mă botezați acum, dacă voi constatați că nu-s pregătite, o să mă botezați când constatați. Ce dacă mă lăsați să vin la biserică, vin în continuare. Dacă îmi interzice să vin la biserică, o să că nu vin, de Dumnezeu tot nu mă las. V-am dat varianta scurtă. Ce credeți că au făcut frații? O să că asta, da, asta se califică pentru botez. Dar mi-a rămas în minte așa, o să că mă cutremur. Mă îngrozesc că am putut scăpa un cuvânt. Ne cheamă Dumnezeu să ne temem și foarte important să ne gândim. Noi câteodată mai mult ne temem de ceilalți decât de Dumnezeu. Și ultimul cuvânt, bucurați-vă. Versetul 7, cine are urechi să asculte ce zice, vedeți, la început era cu îngerul, pentru că îngerul reprezintă biserica. Dar Domnul, ca să nu jongleze unii, spune, nu, eu nu vorbesc doar de înger, eu vorbesc despre biserică și să afle ce spune bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da. Vă place expresia aceasta, îi voi da? Vă place? Și mie. Și adevărată. Și am trăit-o în viața noastră. Dar nu uitați, ca să ne dea Dumnezeu ceva, noi trebuie să ne facem partea. Domnul nu spune, îi voi da oricui, îi voi da celui ce este învingător, plătește prețul. Noi ne-am obișnuit cu lucrurile simple, care, vă spun, nu funcționează. Acum, haideți să vă întreb, nu era așa de bun simț, frățește, din partea mea, frumos, că am venit la voi la începutul anului, nu era frumos să vă doresc și eu un an nou binecuvântat? Nu era frumos? Și la ce v-a ajutat? Fratele Iuca a fost cu bun simț și a zis, ascultați-mă, eu pot să vă fac urări toată ziua și tot anul, că nu eu dau binecuvântările.
Dar haideți să vă fac eu o urare și o asigurare. Trăiți cum vrea Dumnezeu și veți fi binecuvântați. Asta e 100%. Că vă fac eu urări, poate să n-aibă nicio treabă. Dar dacă trăiți cum trebuie, Dumnezeu a promis binecuvântarea și ne va binecuvânta. Dacă noi îl apreciem pe Dumnezeu și apreciem lucrurile bune, dacă noi iubim după modelul lui Hristos, dacă noi recunoaștem păcatul și ne întoarcem înspre Dumnezeu, dacă ne pocăim, dacă ne umple groaza când este vorba de rău, dar în același timp ne bucurăm de ce este bine în viața noastră și în viața altora, și dacă ne dăm toate silințele în puterea lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt, cum toate le știți, să trăim pentru victorie, vom gusta binecuvântările celor victorioși. Asta este rugămintea mea înaintea lui Dumnezeu. Să apreciați, să iubiți, unii să vă reveniți, eu le spun toate și în dreptul meu, să ne temem de Dumnezeu, în sensul să respectăm și să ne temem de păcat, în sensul de a fugi. Și de fiecare dată când ne gândim, este o răsplată, să ne bucurăm. Osteneala în Domnul nu este zadarnică. Vă invit la rugăciune.